Bună dimineața. De ce spațiu? Sau ce este spațiul? Dacă nu ne-am gândit sigur, nu ar exista. Haideți să facem o încercare, un exemplu. Încercați să suflați aer în palmă. Deja am creat un spațiu. Am creat un spațiu al particulelor, care deja se manifestă într-un fel sau altul prin felul de a exista, ele între ele. Noi l-am, pur și simplu, l-am impulsat. Dar haideți să ne întoarcem un pic la ce este omul sau cum de a ajuns omul pe această planetă. Sigur, omul a conceptualizat spațiul în care a trăit, pur și simplu a analizat mecanica de a trăi. Dar nu numai că a analizat mecanica de a trăi, dar de asemenea a încercat să simtă spațiul, a încercat să simtă ce a avut de oferit. Sunetul, dragostea, mâncarea, lucrurile din spațiu. Toate acestea au avut un impact decisiv asupra evoluției, dar și asupra evoluției tehnologice. Un milion de ani mai târziu, descoperim că întregul sistem social, întreaga planetă, este deja dezvoltată la un nivel utopian, se spune. Foarte conectat. Dar haideți să ne întoarcem un pic înapoi. Omul a creat primul sistem complex ca un instrument de distingere a sunetului în spațiu. Atât de complex încât a reușit să segmenteze valoarea sunetului, într-un fel sau altul. Dar nu numai că a analizat sunetul în noua sa valoare, de asemenea a încercat să-l sistematizeze mai departe și a inventat ceasul 40 de ani, mai târziu. Însă acest ceas nu numai că a democratizat întregul sistem social de a crea spațiu, a creat un nou real. A creat un nou real conectat, care în acest moment devine ca o realitate însăși. O realitate care este o conștiință globală, este o conștiință conectată la nivel psihic, la nivel social, dar și la nivel intelectual, să spunem. Dacă nu ar fi acest real conectat, probabil nu am înțelege exact de ce suntem sau cum ne manifestăm în acest spațiu. Senzorii pe care îi automatizăm în mod conștient ne oferă mai multe informații, ne oferă o analiză a simțurilor. Acum putem să simțim ce are o clădire de spus. Acum putem să simțim ce are un scaun de spus. Acum putem să simțim ce are un perete de spus sau un pod să ne salveze să nu se prăbușească, o hlădire să ne salveze să nu cadă sub un cutremur și mai departe. Cineva spunea în capitolul Zurich, în 2003, că digitalul este ca realitatea însăși. Însăși realitatea, ce este digitalul, sau trăim într-o lume în care digitalul devine real sau realul devine digital. Unde este bariera sau care ar fi bariera în a înțelege acest real, să-l transpunem într-o lume care o folosim sau, mai presus, o simțim ca individual. Și dacă mergem mai departe și mai departe, găsim că acest sistem, cum spune Patrick Schumacher, ca să devină într-adevăr real, el are nevoie să refuze colțuri, să refuze linii drepte, să refuze obtuze, unghiuri obtuze. De asemenea, este foarte, foarte important să facem distinția dintre ce este real și ce este virtual. De asemenea, aș vrea să vă prezint naveta mea spațială. Glumesc. Am plecat de la ideea că odată ce gândim, creăm un spațiu. Nu am vrut să creez o navetă spațială, pur și simplu am vrut să creez spațiu. Cum pur și simplu creăm spațiu atunci când suflăm în palmă, așa putem crea spațiu atunci când ne mișcăm. Sau, mai presus, atunci când mâncăm. Sau când facem primii pași. Omul tot timpul a analizat mecanica din nou. Dar parcă într-un fel sau altul, omul a reevaluat mecanica de a trăi. Omul s-a născut și a făcut primele atingeri.
Omul s-a născut și a făcut primii pași, primele vorbe și a dezvoltat. Însă eu tot timpul am fost interesat în cum pot crea un spațiu liniar care îl putem simți, dar și de asemenea care îl putem analiza. Și am încercat să trag linii drepte, linii peste linii. Am tras într-un an de zile peste 180.000 de linii, însă niciodată nu am găsit o soluție care să mă satisfacă din punct de vedere moral. Și am mers mai departe, am încercat linii rotunde, m-am uitat în ingineria celulară să văd de ce anumite linii sau celule se manifestă într-un fel sau altul. Și am descoperit că nimeni nu are o teorie a spațiilor, toți vorbesc despre lucrurile din spațiu, dar niciodată de spațiul în sine. Și atunci, ce este spațiul de fapt? Sau cum se poate crea spațiul? Din nou, cine a adus spațiul aici? Sau poate că spațiul nici nu există dacă nu ne gândim la el? Pentru că cei care au spus că ok, a venit Big Bang-ul, dar atunci cum de a ajuns Big Bang-ul în spațiu? Sau cum de au ajuns planetele în spațiu? Toți spun sau toți vorbesc despre lucruri din spațiu, niciodată de spațiu. Și atunci am vrut să creez o structură a spațiului care să facă sens pentru mine, cel puțin, dar și pentru ceilalți. Și am conectat lumea reală cu lumea celulară. Și într-un fel sau altul am descoperit spațiul. Spațiul meu, bineînțeles, nu este spațiul universal sau spațiul total al Universului. Este un spațiu care mă ajută să înțeleg cum funcționează spațiul sau cum funcționează problemele din spațiu, soluțiile din spațiu. Și, într-adevăr, oferă anumite soluții pe care nu le putem realiza prin metode clasice. Acest lucru s-a manifestat prin dezvoltarea de sisteme L-Systems de Lindemeyer, conectate cu sisteme de tip alge, care oferă o interconectare de 180 de grade perfectă. Însă, când aceste sisteme sunt interconectate ele între ele, ca și cum am luat cunoștința care sunt în aceste sisteme și le implementăm într-un sistem mai complex, putem crea un nou spațiu. Și cu cât ne uităm mai mult, cu atât descoperim mai mult. Într-un fel am descoperit că odată ce se întâmplă o creștere, sistemul întreg se rotește. De ce? Pentru că toată creșterea care se creează la nivel celular se adună la un punct sau alt și apoi se eliberează. Iar când se eliberează, se învârte. Cel puțin în cazul nostru. Dar probabil dacă îl aplicăm la un nivel mai mare, la nivel universal, probabil că de-aia avem o rotație în univers. Nu sunt cercetător, sunt artist. Dar cam așa este spațiul meu. Și apoi, din crearea acestui spațiu, am încercat să conectăm și să creăm alte tipuri de materiale, gen cum ar fi materiale biomorfe, cristaline în acest caz. Însă, cu cât am analizat mai mult algea, am descoperit că este un fel de sistem universal. Sau, mai presus, un spațiu universal în care cresc toate lucrurile. Este interesant, cel puțin din punct de vedere al lucrurilor care le-am făcut noi. Este interesant să descoperim că anumite materiale din natură se pot transpune în materiale fizice sau materiale sintetice care le putem construi. Nu suntem primii. Sunt multe companii care au creat, însă noi suntem primii care am creat într-adevăr un material flexibil. Un material unic care are o conștiință, se poate adapta, se poate transforma, este foarte flexibil și este modular în același timp. Lumea, pentru noi, este o celulă. O celulă conectată, o celulă care are cunoștință sau conștiință. O conștiință care oferă un total al lucrurilor care îl poate crea. Un total conectat. Mai presus, o putem asocia chiar cu internetul lucrurilor.
De ce? Pentru că avem atât de multe resurse în conștiința materialului, încât acesta se poate schimba. Acum este o plasă de apă, waternet. Acum este un material balistic. Acum este un material comestibil. Este foarte flexibil și în același timp este foarte divers. Nu vrem să limităm cercetarea pur și simplu la ce putem noi să creăm. Vrem să îl oferim vouă, să vă jucați și să înțelegeți cum puteți crea spațiu. De aceea vrem să-l aplicăm în jucării și să creăm o metodă de a stimula creativitatea, în același timp de a lăsa pe toată lumea, inclusiv eu, să experimenteze ce se poate crea cu el. Nu îl blocăm pur și simplu într-un set definit de reguli. Nu îl blocăm pur și simplu într-un set definit de linii sau de aplicații. Îl lăsăm la analiza și la alegerea fiecăruia dintre noi. De asemenea, câteva din beneficiile acestui material este că a ajuns cu 97% să crească fără să se distrugă sub propria greutate. Asta înseamnă că este foarte ușor, foarte flexibil și are o rată de scalare foarte ridicată. Este un material inovativ, într-adevăr. A fost votat în Marea Britanie unul dintre top 100 cele mai inovative din 2015. Dar totuși nimeni nu a putut să îl aplice într-o aplicație care o folosim azi. De aceea, primul model de cercetare a fost să creăm roboți flexibili, sau cel puțin materiale de roboți flexibili. Aici am încercat cu un skin sau o piele care se poate aplica pe structura unui robot care este foarte flexibil. Dar nu numai că este foarte flexibil, poate să ofere o structură de rezistență acelui robot. Asta înseamnă să ne lipsim de oase sau de alte structuri care sunt reziduale în lucrul care îl folosim sau cum construim roboții. De asemenea, vrem să facem jucării comestibile. Aceste jucării se pot construi pe baza că odată ce intră în contact cu saliva, ele se topesc. Mulți dintre copii, din cei care am intervievat, au spus că ok, dar le scăpăm pe jos și apoi ne jucăm. Asta ar fi o problemă pentru noi, că ne înmulțim cu bacterii. Dar odată ce le atingi din punctul nostru de vedere, nu poți să le mai dai pe jos, că pur și simplu se topesc. De asemenea, vrem să facem case modulare. Case care se pot construi, le poți experimenta și cresc odată cu tine. Din lumea în care am crescut, de la peșterile în care am dezvoltat spațiu, acum suntem la un stadiu în care putem să facem case care cresc odată cu tine. Ești mic, te joci, experimentezi, crești și apoi o aplici. Este o structură flexibilă, diversă, dar și educațională. Îți dezvoltă creativitatea, poți să faci aproape ce vrei tu cu ea, într-un fel sau altul. O poți aplica în bioinginerie, o poți aplica în inginerie, în arhitectură, o poți aplica în jocuri, o poți aplica în analiza spațiului, o poți aplica în dezvoltarea sau chiar în crearea altor materiale. Iar de aceea nu vreau să exprim un punct de vedere asupra cum poate fi ea folosită, însă așa o folosesc eu. Sunt sigur că voi ați folosi-o mai bine. De aceea aș vrea să ofer acest model și această soluție versatilă tuturor care vor să experimenteze într-un fel sau altul. Fie ele organizații, fie guverne, fie instituții ale statului sau chiar universități, sau chiar studenți, de ce nu? Odată ce aveți un plan foarte bun, îl putem aplica, dacă vedeți o oportunitate care ați vrea să mergeți mai departe cu ea. Este
Pentru mine, cel puțin, un pas imens într-o lume în care, să spun că am venit într-o peșteră și apoi am călcat în Marea Britanie unde era un oraș, într-un fel sau altul. Iar acel oraș, nu știu, a avut un impact asupra mea, pur și simplu că m-a făcut să văd lucruri care nu le vedeam aici, sincer. Și văzând toate acele lucruri, am înțeles de fapt că tot ceea ce gândim și credem devine spațiu, într-adevăr. Din punctul meu de vedere, au trecut 9 ani, 33 de zile, 28 de minute și câteva secunde. Și am ajuns aici. Și pot să spun că niciodată nu ne oprim sau niciodată nu vrem să ne oprim când descoperim. Fie el primul pas, prima atingere sau chiar primul cuvânt care l-a spus. Pentru că în sine noastră de a fi, ne naștem, într-adevăr, cercetători. Vă mulțumesc!